La versetul 11, din pricina lui Hristos, în lumea aceasta și în veacul acesta, când adevăratul stăpân și adevăratul împărat este alungat de la conducerea moștenirii și împărăției lui, un creștin adevărat nici nu este nevoie să mai aibă altă vină decât că îl iubește pe Hristos, adică pe stăpânul alungat. E destul de mare acest fapt pentru a se face vinovat în cea mai mare măsură față de stăpânirea nedreaptă a lumii acesteia, care i-a luat locul lui Hristos în lume și caută să-l ia locul lui și în inimile oamenilor. În orice țară din lumea asta, când un împărat este alungat de la stăpânirea țării sale, se întâmplă același lucru. Toți cei care l-au iubit și l-au slujit pe împăratul alungat sunt priviți rău și au parte numai de necaz și de suferință din pricina numelui împăratului lor detronat. Mai ales în țările și în vremile unde aceste lucruri se întâmplă foarte des, mii și mii de oameni au avut și mai au încă de pătimit grele și lungi necazuri din pricina iubirii și slujirii lor pentru stăpânul lor alungat din locul lui. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, adevăratul împărat și stăpân al acestei lumi, pe care El a făcut-o, pe care El o susține și pe care El a răscumpărat-o, este acum un împărat alungat din moștenirea Lui, alungat de către Satana, care prin înșelăciunea păcatului a pus o nedreaptă stăpânire asupra lumii și a sufletelor omenești care de fapt aparțin lui Hristos. Și cu toată ura și răutatea de care este în stare, Satan caută acum și a căutat întotdeauna să-și consolideze pe vecie stăpânirea sa asupra moștenirii lui Hristos. Nedreptul și vicleanul uzurpator luptă cu toate mijloacele sale, cu toate armele răutății, a minciunii și urii lui împotriva lui Hristos pe care el îl alungă. Și oriunde vede Satan că ar mai fi vreun suflet credincios care să-L iubească pe Iisus și care să lupte pentru readucerea împărăției sale peste lumea aceasta, vrăjmașul Satana face totul spre a-L nimici și pe acel suflet. Toate suferințele bisericii vii și credincioase lui Iisus sunt numai din pricina asta. Satana urăște numele lui Hristos, nici nu voiește să se mai audă acest nume, nici nu sufere să mai fie pomenit, și face totul ca numele lui Iisus Hristos să fie bajocorit, lepădat, urât sau măcar uitat, pentru ca nimeni să nu-și mai amintească de dreptul lui, de stăpânirea lui, de împărăția lui. În felul acesta, Satan crede că dacă Hristos nu va mai fi pomenit, el va putea domni pe totdeauna peste lumea aceasta și că Hristos, adevăratul împărat, nu va mai veni niciodată să împărățească aici, în moștenirea sa, de unde a fost alungat prin insinuare și înșelăciuni. Dar toate planurile diavolului vor fi nimicite. Vine ceasul când, după hotărârea cea neclintită a lui Dumnezeu, în ziua aceea pe care numai El o știe, Hristos Domnul și Împăratul veșnic se va ivi ca un fulger strălucitor și puternic și ca un trăsnet neașteptat, nimicind dintr-o dată și pe totdeauna toată înșghebarea mincinoasă, tiranică și nedreaptă pe care diavolul a crezut că și-a statornicit-o pe totdeauna asupra moștenirii lui Dumnezeu. Nimic și nimeni nu va putea nici amâna și nici împiedica această prăbușire. Cum nu poate nimeni împiedica un cutremur sau un ciclon când vine ziua și când vine clipa hotărâtă pentru aceasta. Zi știută numai de Dumnezeu. Atunci acest lucru se va face cu toată puterea și grozăvia, întocmai cum au fost scrise și vestite aceste lucruri mai dinainte. La 1 Corinteni 15:52, Zaharia 9:14, Matei 24:30, Ioan 5:25, 1 Tesaloniceni 4:16, 2 Petru 3:10
și altele. Vrăjmașul Satana știe bine aceasta și se îngrozește de tot ceea ce îl așteaptă, cum spune la Matei 8:29. Dar din pricina răutății lui și din pricina urii pe care o are contra lui Hristos, nu numai că nu vrea să înceteze lupta lui uzurpatoare și ucigașe, dar caută să folosească cât mai nimicitor orice clipă și orice mijloc pentru a face cât mai mult rău împotriva lui Hristos și împotriva împărăției lui. Aceasta este crima lui Satana, a lui Anticrist și a tuturor celor care s-au făcut unelte ale răului contra binelui pe pământ. Când un împărat se vede învins și trebuie să se retragă din locurile unde a stăpânit pe nedrept, atunci el dă foc, otrăvește, ucide, pradă și nimicește fără curățare tot ce nu mai poate lua sau păstra el. Pentru ca potrivnicul lui să nu mai afle când vine decât cenușă, ruină, prăpăt și moarte. Așa caută să facă acum Satana, când vede că venirea lui Hristos este atât de aproape și când el va trebui să piardă totul. De aceea ura lui Satana împotriva celor care așteaptă cu drag venirea Domnului Iisus și care luptă pentru păstrarea bunurilor lui curate, pentru trezirea dragostei lui față de venirea aceasta, pentru salvarea comorilor sale și pentru grăbirea venirii lui fericite în suflete și în lume. De aceea împotrivirea lui Satana față de aceștia este atât de puternică și de necruțătoare. Nu vă mirați, deci, nici voi, frații și surorile mele, slujitori ai lui Iisus, că vă urăște lumea. Cum spune la 1 Ioan 3:13. Nu vă mirați că sunteți vorbiți de rău, priviți cu dușmănie, bajocoriți, lepădați, prigoniți și chiar uciși. Toate acestea vi se fac și vi se vor face mereu, numai din pricina numelui scump al lui Iisus, al dulcelui Iisus, Domnul nostru prea iubit. Cum spune Filipeni 1:13, Apocalips 2:3, Matei 5:11. Și acest lucru va fi mereu așa, câtă vreme noi îl vom iubi și îl vom sluji pe Domnul nostru, scumpul nostru Mântuitor, și câtă vreme El încă așteaptă și întârzie să vin. Puteți voi face orice bine în lumea asta. Puteți să vă purtați voi cât de cinstit cu oameni. Puteți să munciți cât de conștiincios, oriunde sunteți așezați să munciți. Puteți vorbi cât de respectuos cu oameni. Puteți răbda orice nedreptate. Puteți răspunde cât de frumos. Puteți să vă dați totul, tuturor. În zadar, lumea tot vă va urâ, necredincioșii tot vă vor bajocori, asupritorii tot vă vor chinui, legile lumii tot vă vor nedreptăți, stăpânirile lumești tot vă vor apăsa. Fiindcă voi îl iubiți și îl slujiți pe Hristos, vrăjmașul păcatului, potrivnicul diavolului, nimicitorul răului, aducătorul păcii, judecătorul minciunii, stăpânitorul și împăratul cel veșnic. Dar nu descurajați, prea iubiți frați și surori, sufletul meu și copilul meu, să nu încetați din pricina asta să-L iubiți, să-L slujiți și să-L așteptați pe Iisus. Nu vă pese de ura lumii, nici nu vă întristați de nicio amenințare, de nicio suferință chiar. Priviți liniștiți la toate valurile stârnite împotriva voastră, și nici să nu vă clatine pașii furduna lor cea mai potrivnic. Hristos este stânca veșnic neclintită, voi stați tari pe această stâncă puternică și nu vă temeți de nimic. Toate valurile urii lumești se vor sparge neputincioase la picioarele voastre, fără să vă poată face nici cel mai mic rău, câtă vreme voi stați tari în Iisus. Și niciun vrăjmaș, cât de mare ar fi în lumea aceasta, nu vă va putea face nimic. Omul va trece ca umbra lui, dar cel care este zidit în Hristos va rămâne veșnic ca și el.
Dar chiar dacă v-ar și putea face lumea vreun rău trupesc, acest rău nu numai că este trecător, mult mai slab și mai trecător de cum vă închipuiți voi că este și decât pare el, dar chiar răul acesta până la urmă se va schimba tocmai în cel mai mare bine pentru voi. Priviți numai cu credință și cu înțelepciune înapoi în istorie sau în Biblie și veți vedea ce minunate binecuvântări au ieșit totdeauna pentru credincioșii lui Iisus, chiar din toate suferințele lor. Dumnezeul nădejdii să ne umplă și pe noi toți de aceeași putere de care au fost plini apostolii Domnului și apostolul său Pavel când a zis: necazurile de acum nici nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi arătată față de noi, la Romani 8:18. Pot să birui totul în Hristos care mă întărește. Amin.